marți am fost la București și pe lângă acțiunea desfășurată la Hotel Dorobanți, acțiunea convocată de Ministerul Administrației și Internelor, deschiderea unui proiect european de pregătire a angajaților mai în vederea verificării și promovării proiectelor europene. Dacă doriți mai multe detalii despre acest proiect, vă stau la dispoziție. De asemenea, împreună cu președintele Casei de Sănătate, Mihai Copace, am fost la Casa de Sănătate și am purtat o discuție cu domnul președinte și am primit promisiunea că marți, săptămâna viitoare, o să ne dea un răspuns la solicitările noastre de a suplimenta bugetul alocat județului Vrancea, Casei de Sănătate Vrancea, pentru a asigura cheltuielile efectuate de Spitalul Județean și nu numai. Acțiunea noastră de a verifica cauza mirosurilor. O sursă de poluare a fost o prelată spartă la una din cele două lagune. Pentru faptul că nu aveau suficient spațiu în cele două lagune, au folosit și două rezervoare care erau închise, în care nu aveau voie sau nu le acceptase fondul de mediu să mai arunce dejecțiile, rezervoare care acum s-au acoperit și nu mai constituie, hai să-i spunem, o tentație ca în continuare să deverseze acolo și, bineînțeles, să apară mirosul. În ședința Consiliului Local s-a aprobat mărirea prețului la agentul termic, dar mărirea prețului final. Deci pentru faptul că inflația a fost 20% de la ultima dată la care s-a făcut analiza, Consiliul Local Focșani, prin hotărâre, a acceptat o creștere cu 20% a prețului final al gigacaloriei. Prețul local de facturale, deci către populație, rămânând același preț de 285 de lei pe gigacalorie, de fapt, crescând subvenția alocată acestui, da, deci subvenția pe gigacalorie, crescând cu acea creștere de 20%. La întâlnirea de astăzi cu primarii și secretarii, întâlnire organizată cu prilejul demarării procesului de alegeri pentru Camera Agricolă, am transmis rugămintea primarilor și secretarilor să completeze și să revizuiască comisiile comunale de aplicare a legii fondului funciar și i-am rugat să asigure în perioada următoare tot sprijinul ca aceste ședințe să se desfășoare. Chiar le-am manifestat disponibilitatea ca să delegăm specialiștii ai noștri care să participe la aceste ședințe, transmisându-vă foarte clar dorința noastră ca să încercăm să mai atenuăm din tensiunile din câteva localități datorate neaplicării acestei legi. Așa cum am spus, din păcate, în ultimele luni nu prea s-a mai ținut această comisie. Noi vrem ca mare parte din dosare, pe cât posibil, să le rezolvăm în perioada următoare. Și cam asta.